Maramureșenii se pot informa cu privire la pandemia de coronavirus și de pe platforma online www.covid19mm.ro. Aceasta este a Consiliului Județean Maramureș și conține numeroase informații, printre care și măsurile adoptate recent și care sunt legate de COVID-19. De asemenea, părinții se pot informa cu privire la rata de incidență pe localități și scenariile în care se derulează cursurile abia reluate de ieri în învățământul preuniversitar. Din cele 76 de localități maramureșene, 19 se află în scenariul roșu, printre care și municipiul Baia Mare, 23 în scenariul galben și 34 în scenariul verde. Totodată, platforma conține situația actuală privind vaccinarea, precum și lista centrelor de vaccinare din județul Maramureș.